Cu iarna intrată în drepturi la sfârșitul săptămânii trecute, vom mai avea de furcă cam încă o lună bună de acum încolo, susțin meteorologii. Vântul, viscolul și necazurile pricinuite de fenomenele atmosferice înregistrate în zilele trecute s-au datorat, conform specialiștilor, unui câmp anticiclonic centrat în sud-estul Europei, asociat cu o masă de aer polar. Școlile închise, circulația auto îngreunată, perturbarea activității în transport, dar și celelalte necazuri, reprezintă urmările fenomenelor meteorologice înregistrate de vineri noaptea până în prezent. De la stația Meteo Giurgiu, ni se prezintă date privitoare la evoluția vremii în următoarele zile. Pentru următoarele zile, începând cu noaptea de marți, vom avea iarăși ninsori și ziua de miercuri. Minima pentru ziua de astăzi va fi în jurul valorii de minus 5 grade, iar maxima pentru mâine în jurul valorii de minus 2 grade. Noaptea vom avea iarăși o minimă în jurul valorii de minus 7 grade. Spre sfârșitul săptămânii, minimile vor fi în jurul valorilor de minus 8, minus 10 grade. După reducerea treptată a ariei ninsorilor declanșate de marți noapte, la nivelul județului nostru vom avea temperaturi negative mai apropiate de perioada de iarnă pe care o traversăm sau chiar ceva mai scăzute. Pentru zonele acoperite de zăpadă se poate remarca un lucru pozitiv. Pe câmp, culturile vor fi protejate de zăpada acumulată în cele două reprize de ninsoare. Până la noi informații amănunțite, să ne bazăm pe faptul că de la sfârșitul lunii viitoare, iarna nu ne va mai face necazuri, iar vremea va intra într-un ușor proces de încălzire. De altfel, acestea sunt și previziunile în mare ale meteorologilor.